Și Alina a optat să nu-mi nominalizeze pe niciunul dintre băieți pentru a pleca din casă. De asemenea, nici nu a protejat pe vreunul dintre ei. Ultima fată cu care vom sta de vorbă în această seară este Nicoleta. Domnișoarelor, da. Vin din nou alături de voi pentru că trebuie să o invit și pe Nicoleta în camera de interviu. Ce faci, Nicoleta? Bine, vă așteptam. Sunt sigură de asta, mai ales că tu ai fost concurenta care a avut cel mai mult de așteptat. Da. Draga mea. Da. A fost o săptămână frumoasă, dar în același timp a fost și o zi în care te-ai simțit singură, ai plâns, a fost ziua ta. La început, după aceea m-am simțit foarte bine și vă mulțumesc. Alături de fete. Alături de fete și datorită surprizei pe care mi-ați făcut-o. Mă bucur că am reușit să-ți aducem zâmbetul pe buze, mai ales că ți-ai început ziua de naștere încă de dimineață cu câteva lacrimi. Au trecut și după aceea au fost lacrimi de fericire. Foarte bine, pentru că fetele te-au făcut să te simți ca într-o adevărată familie. Da. Dar mamele, cum se poartă mamele cu tine? Foarte bine s-au purtat și mamele. Chiar toate? Da. Nu mă refer la momentul în care ai fost sărbătorită, ci în general zilele astea. Și în general s-au purtat bine mamele, nu prea am avut ce să le reproșăm. Despre băieți ce ne spui? Ai avut posibilitatea să-i vezi? Ți-ai făcut așa o idee? La prima vedere toți sunt simpatici, chiar aștept cu nerăbdare să-i cunosc. Dar ți-a atras vreunul atenția? Da, și ți-a mai spus. Despre cine e vorba? Cristi. Ce are Cristi față de ceilalți băieți? Nu știu, ochii, privirea. Privirea? Da. Cu privirea aia, va cam frânt inimile vouă acolo în casă. Să-l vedem. Ai aflat însă și vestea din seara asta. De la începutul săptămânii, există un telefon pus la dispoziție de noi pentru telespectatori. Pentru cei care vă văd din fața micului ecran și vor să vă cunoască mai bine. Foarte mulți s-au înscris și vor să vină acolo. Unul dintre ei poate că te vede chiar în acest moment și vrea să știe mai multe despre tine. Așa că te invit să-i spui cam cum ești tu. Să-i mai spun cum sunt, îl aștept să vină direct, să mă vadă, să mă cunoască. Dar dacă până acum nu te-a văzut, nu știe cum ești și ar fi curios, e prima oară când te privește la televizor? Păi dacă e prima oară și a văzut ambalajul, va fi curios să cunoască și interiorul. Am înțeles. Draga mea, în seara asta vei avea de luat decizii importante. În primul rând, va trebui să-mi spui dacă există vreun băiat în casa de dincolo pe care nu-l dorești în competiție alături de tine. Și dacă există vreunul, aș vrea să mi-l și numești. Toți băieții vreau să rămână în competiție alături de mine. Așadar, nu vrei să-mi faci nicio nominalizare în seara asta? Nu. De ce? Nu vreau. Deocamdată fiecare merită șansa să-i cunoaștem cel puțin. De asemenea, ai posibilitatea, dacă vrei, să-l protejezi pe unul dintre ei. Cred că nu mai trebuie să fie protejat, dar vreau să-l protejez pe Cristi. Pentru aceleași motive pentru care... Le-am enumerat, da. Le-ai enumerat mai devreme. Am înțeles. Îți mulțumesc mult de tot. Vă mulțumesc. Am să te invit și pe tine alături de celelalte concurente. Dar am să te rog să nu discuți cu ele despre ce am vorbit noi două aici, până când n-am să-ți cer chiar eu asta. Bine. Seara bună. Mulțumesc la fel. La revedere.